Salutare toată lumea, sunt eu, Mr. Cool Game și nu m-ați văzut de ceva timp, da? Deci, da, astăzi voi face un review la un joc super. E pentru Android, cred că e doar un Android exclusiv. Nu sunt sigur dacă este și pentru iOS. Nu sunt sigur dacă este și pentru iOS, dar sunt sigur că este pentru Android, adică pentru tabletele Samsung, și se numește Ninjago Rebooted. Dacă sunteți un mare fan Lego, sau în special Lego Ninjago, e un joc special pentru voi. E un Endless Runner. Deci, mă scuzați, dar interface-ul jocului meu va fi în limba rusă, pentru că tableta mea este setată în rusă. Așa. Deci poți să joci în jocul ăsta cu 4 ninja, dacă știți, roșu, deci da. Deci este story mode, este endless mode și options. Deci să începem cu endless mode. Deci, adică nu endless mode. Și deci aici, la story mode, trebuie să-ți alegi un personaj cu care vei juca tot restul jocului. Când termini povestea unui personaj, poți să continui cu altele. Deci, până când, să începem cu ninja meu preferat, Cole. Ninja negru. Bla bla bla, este niște e doar o poveste despre ce trebuie să faci în joc. Deci, da, trebuie să alergi și să te cațări până sus de tot. Într-o clădire până când ajungi la boss, și când dărâm boss-ul, deci câștigi povestea unui personaj. Se face așa. Ca să sari, dai în sus. Ca să lovești, dai așa. Au! Aoleu! Deci, în jocul ăsta vei avea nevoie să... Deci, dacă dai în spate, ataci și sari în același timp. Oh! Uite, un tip rău. Și am terminat primul nivel. Dar ăsta e doar primul nivel. Deci, va fi și mai greu. Până când... Au! Aoleu! M-am lovit din niște lazere. Cred că doare. Deci... Vă promit că nu sunt un tip din aia care zice că toate jocurile sunt tari. Am și eu critici anumite de jocul ăsta, că nu toate controlurile sunt ușor de învățat și că mai bine pur și simplu ar lovi și n-ar fi de acțiune de sărire simplă, ci doar să sari. Nu înțeleg de ce poți doar să sari simplu când poți să sari și să ataci în același timp. Același lucru și când sunt două moduri de a te juca. În unele moduri nu tu le alegi. Asta e o critică mare, nu-mi place. Sau poți să te urci încolo sus, sau poți pur și simplu să alegi așa. Deci nu poți să alegi, jocul alege pentru tine, până când trec primele 3 nivele și cu Endless Runner, și apoi voi vedea dacă putem deja să ne cățărăm. E ca un fel de Subway Surfers, doar că mult mai tare, în opinia mea. Subway Surfers, da, era un căcat. Vă rog, dacă vă place Subway Surfers, nu dați dislike la video, e doar părerea mea. Doar vă zic că cred că jocul ăsta e super și ar trebui să merită să-l descărcați. În special dacă sunteți un fan Lego Ninjago, eu chiar sunt. Dar nu-mi pasă de voi. Așa, să sperăm că acum deja ne vom cățăra. Da, ne cățărăm. Ca să te cațări, trebuie să apeși pe personaj. Oh, ăsta e un tip rău. Trebuie să... El aruncă cu steluțe de aruncat în tine și trebuie să sare așa. Oh! Asta a fost un glitch. Ați văzut? A fost un glitch. Am trecut prin el și nu am ucis. Oh, a fost un căcat. Au! Aoleu! Așa, deci... chestiile astea sunt... te fac să sari. Așa. Asta... Chiar tu alegi unde sari. Deci, și așa.
așa cât mai tare, tragic, un fel de Angry Birds, doar că mai altfel. Așa. Hai încă o dată. Așa. Oh, și un idiot aruncă de acolo, nu știu cine aruncă de acolo, de acolo de sus cutii. Aoleo, cineva aruncă de acolo de sus cutii de care trebuie să te ferești. Dacă sunt cutii de de lemn, le poți să le spargi dacă sari cu atac, sau poți pur și simplu să nu te atingi de ele. Să ți vă arăt când va fi o cutie căzătoare. Oh, iată, o cutie căzătoare, ați văzut-o? Deci aia e de metal, eu nu pot să o sparg. Pot să sparg doar astea care sunt de lemn. Dar până când încă nu cred că am văzut una de lemn aici. Să sperăm că va apărea. Trebuie să colectez bănuți. Oh, iată, încă una de metal. Ăștia sunt bănuți Lego. Dacă strângi tot... Stați să vă arăt. Oh! Deci dacă strângi totul aici până la sfârșit, dacă strângi totul aici, primești un booster. Un booster cu... cu... ai câteva opțiuni de a primi boosterul. Sau cu Green Ninja, adică el îți e un fel de protecție, adică fuge în fața ta și distruge totul. Asta e doar la Endless Runner. Și aici e la cățărare, e un mega jump, adică zbori pe un anumit timp. Acum e Endless Climbing, adică nu e chiar Endless, e de fapt... Au! Da, deci critica mea cea mai mare a jocului ăsta e că grafica e un căcat. Doar uitați-vă. Intru în meniul principal, da? Acum uitați-vă la părurile personajelor. Foarte atent. Stai că voi da mai aproape. Ce mai e și asta? Zic că cineva a pus niște rahat pe capurile fiecăruia. Asta seamănă cu niște grâu. Asta seamănă cu un rahat. Asta seamănă cu niște, nu știu ce, gunoi sau glod. Asta arată ok. Deci, da. Și scopul jocului e să ajungi la bossul principal, să primești un fel de sabie aurie și trebuie să te lupți cu boss. Cu un boss, cu un, cu un tip care a inventat toți tipii ăștia răi, care îi vedeți aici, aici. Deci, da, jocul ăsta, pentru mine, jocul ăsta e destul de tare. Îi dau un 9 din 10. Pa!